Deci implicarea mea în piața universității începe 21 decembrie 1989, în jurul orelor 12-12:05 minute când ajung acolo. Am spus-o și vreau să vă precizez acest lucru. A fost un moment care îmi va rămâne întipărit toată viața minte, momentul în care decid să pun piciorul de pe trotuar pe Caldarâm, în față la, sau mai exact pe Caldarâm, pe mijlocul Caldarâmului, a bulevardului, la trecerea de pietoni de la Societăți General către Ciclop, să zic așa, erau aproximativ 25-35 de tineri, în general tineri, în fața forțelor de represiune. Acesta este imaginea care scandau Timișoara, care scandau jos dictatorul, imaginea care o am, sau primele imagini cu manifestații anti-Ceaușescu și anticomuniști în ziua de 28, sau începutul manifestațiilor la București. Decid să fac acest pas, mă opresc în marginea sau la bordură și acolo câteva secunde am stat și am cugetat. Dacă pun piciorul, nu mai e loc de întors. Și am rămas și nu m-am mai întors de pe Caldarâm până în data de 18 iunie 1990, orele la fel 12 și câteva minute, când am fost ridicat din piața universității, o piața universității la care se stinsese lumina, se pregătise arestarea, era o singură lumină care bătea din metrou la ieșirea spre muzeul Muzeul de istorie. Așa. De acolo au ieșit doi indivizi. Eu eram undeva în față la statui. Plecasem din Poliția Capitalei, fusesem chemat la un dialog, precum fusese toți ceilalți lideri care au mers înaintea mea cu o zi, două. Eram ultimul rămas, sigur, din lipsă de încredere. Mi-era clar că nu mă cheamă ca să discute, ci urmăresc altceva și, din păcate, nu m-am înșelat, dar m-au păcălit. Timpul care l-am petrecut acolo a aranjat scenariul arestării, iar când am plecat de acolo, bineînțeles că am mers spre universitate să iau taxiul la ce oră, de acolo am fost ridicat și încarcerat timp de 4 luni și jumătate și 3 de zile procese, 18 noaptea spre 19 iunie. Acum, demonstrațiile anti-FSN, anti-Iliescu, anti-noua conducere, ele încep în 26 decembrie 1989. Sunt primele reacții. Eu reacționez în 22 noaptea, la în jurul orelor 11-11:30, când părăsesc sediul Comitetului Central cu încă doi participanți, nu le pot spune nici prieteni la momentul acela, nici cunoștințe, nu îi știam, îi știam doar de la miază pe băieți. Atunci când am intrat pe geam în sediul Comitetului Central, nu pe ușe, deci suntem primii intrați în sediul Comitetului Central, când încă elicopterul era pe clădire, n-am intrat în scenariul lor, am luat armă, am fugit, am alergat spre etajul 6 să tragem, bineînțeles, eu cel puțin, asta a fost în capul meu. Au venit și acești doi băieți, m-au însoțit. O altercație fizică între două din cele patru gărzi de corp al lui Ceaușescu, care n-au intrat în elicopter pentru că era de capacitate mică și acolo a intrat Bobu și cu Mănescu, i-au luat pe cei doi de unitate și atunci ei, nemai încăpând, au vrut să se replieze. Ne-am întâlnit exact la etajul 6, ieșeau de pe terasă, eu ajungeam să intru pe terasă, altercație fizică, elicopterul pleacă și când eu ajung pe terasă, elicopterul era la o distanță apreciabilă, era inutil a mai trage. Revenind la reacția împotriva noii puteri, deci plecăm în 22 noaptea, cum vă spun, 23-30, îmi dau seama și le spun acestor băieți, este trădare, îmi iau un picior de scaun rupt. Erau multe lucruri distruse prin sediul Comitetului Central, pe post de armă, deci putea să iau și armă, dar n-am făcut-o, am luat doar un picior de scaun și am plecat acasă. Peripeții pe drum, asta e, să trăgeam tot București. Din primele zile ale lui ianuarie, deja reacționam împotriva televiziunii, așa zis, libere. Demonstrații în toată luna ianuarie, da? Și punctez câteva, deci în prima fază la televiziune cu Iuga pe tancuri, da?
La televiziune încă erau tancurile neretrase de către armată, nu? Rămăsese strategic ca să apere, în realitate, noua putere, nu altceva. Vin soldații de la Topraisar, prima demonstrație, să spunem, a armatei, vizibilă în stradă, reacție a celor militari de la Topraisar, undeva în jurul 15 ianuarie. Reducem ceai, susținem, încep întâlnirile zilnice în piața universității, sub pasaj că era iarnă, la fântână, se întețesc din ce în ce mai mult și se înmulțesc cei care încep să aibă curajul să iasă și să vorbească împotriva noii puteri. Vine mitingul și reacția partidelor istorice în 28 ianuarie, manifestație de care acum aflu că Iliescu și Măgureanu știau de ea încă de la jumătatea lunii ianuarie. Ați văzut, am sărit, sau probabil că n-ați sesizat, dar am sărit expert pentru peste ziua de 12 ianuarie, o zi foarte importantă, cu scoaterea Partidului Comunist Român în afara legii. Este o acțiune la care nu am participat. Eram vicepreședinte unei echipe de fotbal. În acea zi am fost la federație, începuse transferurile de jucători. Așa era perioada de transferări imediat după vacanță. N-am știut de acțiune, drept dovadă că nu făcea parte niciuna dintre găștile lor, o spun fără niciun fel de reținere. Când spun, când fac această catalogare de gașcă, la asta mă refer, o spun fără reținere, n-am participat, n-am fost, nu știu ce s-a întâmplat în acea zi, decât atât cât am văzut și am auzit. 28 este o zi absolut mizerabilă, din punctul meu, pentru noua democrație. Diversiuni de dimineață începute în Banu Manta de către Dan Iosif, merg acolo cu Dincă la ora 10 și încerc să-l opresc pe Dan Iosif să vină cu manifestanții în piața Victoriei, acolo unde urmau să vină marea coloană, să ajungă marea coloană a partidelor istorice, care era plecată deja pe bulevard de la Unirii spre guvern. Ne refuză, venim, îi spunem bătrânului Coposu și celorlalți care coordonau, care conduceau practic meeting-ul, că s-ar putea să avem surprize în Victorie, dar să facem o delimitare, lucru pe care îl și fac în ziua respectivă, 2 metri distanță între suta de mii de demonstranți anti-FSN, anti-Iliescu și cele 200-300 de oameni aduși de Dan Iosif din Banu Manta. Nu se întâmplă nimic în perioada zilei decât, mă rog, altercații de-astea verbale și reproșuri dintr-o parte sau într-alta, dar vine seara, momentul în care începe o diversiune absolut mizerabilă, repet. Eu am trăit-o, am văzut-o, în 10 minute toată masa din fața guvernului, de pe spațiu verde, dacă putem spune așa, sigur că nu era verde în ianuarie, dar să zicem spațiu verde din fața guvernului, în 10 minute a fost deturnată și obligată să scandeze Iliescu, de unde până cu 10 minute înainte scandau Coposul și Pernezi. Dacă mă întrebați și vă dau un singur exemplu, deci 5-6 ofițeri, subofițeri, Dumnezeu cu milă, oricum diversioniști, îndoiți, prinși un fel de corman, nu știu cine și câți cunosc, când eram mici, ne prindeam de mâini și ultimul cădea, ne trăgeam și ultimul cădea. Ei aveau cam aceeași tehnică, dar în PVN, șirpuind printre noi. I-am văzut cu ochii mei și nu înțelegeam de ce toată masa aia de câteva zeci de mii de oameni se clătina precum o pădure sau un lan de grâu în vânt. Am realizat până la urmă ce se întâmplă. Eram pe o grămadă de zăpadă. Asta a fost șansa să văd mișcarea, acea mișcare care m-a surprins, după care privind să văd de unde se întâmplă acest lucru, care e fenomenul, pentru că era inexplicabil. Am văzut șerpuind aceste grupe, echipe, care, repet, în 10 minute au deturnat-o. Au apărut muncitorii din provincie, județele limitrofe, Ploieștiu, Prahova și respectiv Argeșul, Piteștiu, în ajutorul PSN-ului, deja au început să mobilizeze încă de seara, iar a doua zi dimineață, bineînțeles, că a sosit primii mineri, sau prima mineriadă, apare fenomenul prima mineriadă,
sprijinit, sigur, și de muncitori din marile uzine din Bucureștene, IMGB, 23 August, Republica, Vulcan și așa mai departe. Vine a doua demonstrație cu care este deturnată și din nou se creează o diversiune Iliescu Voican, nu exclud aici nici capii poliției și nici pe cel care urma să devină șeful seriului Virgil Măgureanu. Bineînțeles, nici Stănculescu nu este străin. 18 februarie. 18 februarie, de care eu sunt acuzat de către fostul președinte Ion Iliescu de lovitură de stat în acea zi. O lovitură de stat care n-a existat, cel puțin în mintea noastră. A fost o demonstrație, o deturnare a lor, în sensul că diversioniștii au spart, s-a pătruns în guvern. Eu am intrat, de exemplu, și l-am salvat pe Mugurel Florescu. Mugurel Florescu era unul dintre, aș putea spune, primii 10 în ierarhia noii puteri în acel moment, mai ales că el participase și la procesul cuplului Ceaușescu, deci era un martor important și o persoană de încredere a lor. Eu pe acest om, sau în momentul în care eu am ajuns la etajul 1 bănui a guvernului, am văzut un picior cu un pantof și un pantalon albastru, neștiind că procurorii au haine albastre, n-au avut viața de face cu parchet militar, am crezut că e aviator. Și din nou am sărit peste o demonstrație, care e foarte importantă, demonstrația CADA. Deci acel fenomen CADA, o reacție a armatei împotriva structurilor secretarilor de partid în primul rând și a celor care au acționat în zilele Revoluției împotriva Revoluției, a fost o reacție formidabilă a acestui organism numit în mare Armata Română. Ei au demonstrat timp de două, trei zile în București, obținând demisia generalului Militaru și înlocuirea lui cu Stănculescu. Mă rog, nu știu dacă a fost foarte bine sau dacă s-a putut mai mult sau nu s-a putut, dacă au trădat sau nu a trădat, rămâne să vadă istoricii ce s-a întâmplat în acele câteva zile, dar ca reacție, ca principiu și ca eu să spun așa, ca solicitări, ca revendicări a acestor oameni, acestor ofițeri de armată, marea majoritate aviatori, mi s-a părut în regulă. Deci democratizarea armatei și aruncarea din rândurile acestei structuri a ofițerilor politruci și a celor care au acționat în zilele Revoluției împotriva demonstranților mi se părea absolut corect. O poziție corectă. Având și sentimentul că am demonstrat cu ei doar cu câteva zile înainte și o simpatie a mea față de aviatori și de marinari în general de-a lungul timpului, pentru că mi s-au părut cele mai nobile arme din rândurile armatei în general. Văzând pantalonul albastru, am sărit și l-am tras de băjit. Nu am realizat nici în momentul în care l-am adus pe verticală, n-am realizat cine este. Nu mă rămăsesem tipărit din imaginele de la procesul lui Ceaușescu, nu văzusem acele imagini decât atunci, n-am mai avut posibilitatea să le văd. Dar nu, oricum nu regret gestul care l-am făcut, pentru că nu intrasem acolo ca să omor pe nimeni. Mugurel Florescu a recunoscut de nenumărate ori, mi-a mulțumit la timpul respectiv, a recunoscut și recunoaște oricând că i-am salvat viața. Deci, marele scenarist și autor al loviturii de stat, uite că de fapt intră în guvern și salvează pe unul de-a lor. A doua zi, mineria. Deci din nou mineriată, din nou minerii care solicită 19 februarie să mute la București și să sau guvernul să mute în Valea Jiului pentru a-l proteja, nu uit. Vine a doua, să zic, a doua etapă a demonstrațiilor, de fapt de aici am plecat de la punctul zero, adică piața Universității. Și de ce spun a doua etapă? Între timp, pe data de 9 februarie, pe o data de 8 februarie, organizația pe care
sau la care am participat, la construcția care am participat, se numea Alianța Poporului, s-a legalizat, a ieșit actul, am avut actul de naștere la tribunal. Pe data de 9 s-a născut Asociația 21 de Șiri. Deci e diferență de o zi între 9 februarie. Și ieșind, legalizându-le, deja aveam posibilitatea de a face, de a organiza meeting-uri autorizate. Ne-am luat documentele și din acel moment eu mergeam la Primăria Capitalei și luam autorizație de meeting. Și singura duminică în care nu s-a făcut meeting în București a fost duminica din 25 februarie, când am participat la un concurs de arbitri. Eu aveam categoria 3-a și trebuia să dau pentru categoria 2-a, ceva de genul ăsta. În condițiile astea, în acea duminică n-a fost meeting în București, după care meeting-urile au fost în fiecare organizate de către, pot să spun, de către mine. Chiar dacă poate par lipsit de modestie, dar asta e realitatea. La sfârșitul martie, 1 martie, 7 martie, 15 martie, vine ziua de Paști, iar la fel, chiar în ziua de Paști nu făceam meeting, după care vine ziua de 22 aprilie. Și de aici, practic, începând din 1 martie, de la 1 în zona începutului aprilie, adică, mă rog, în prima parte a lui aprilie, chiar la început, cred că nu greșesc când spun 1, sunt rugat de George Șerban de la Timișoara, cel care este principalul inițiator al programației de la Timișoara, mă scuzați. Și dacă tot vine vorba de programația de la Timișoara, sunt nevoit să mă întorc din nou și să vă spun că pe data de 11 martie se lansează programația la Timișoara, iar pe 12 dimineața, împreună cu Dincă, din nou Dincă, îl iau cu mine, îi plătesc biletul de avion și plecăm la Timișoara și semnăm, suntem primii din provincie care semnăm programația la Timișoara. Îmi place să spun provincie, că mă raportez la programație, pentru că capitala programației rămâne orașul Timișoara. Și sigur, cu întâlnire cu cei patru lideri ai societății la timpul respectiv, George Șerban, Doru Mihiț, Daniel Vighie și Popovici. Din cei patru, din păcate, astăzi George Șerban nu mai este printre noi. Doru Mihiț are apărut în prim plan și în structura de conducere a societății după ce și el 20 de ani, precum eu, am fost făcut securiști. Și, mă rog, CNSAS-ul a spus nu. Eu, având de-a lungul timpului cu liderii de la Sud Timișoara relații bune și argumentând tot timpul că nu cred că Doru Mihiț este fost informator, pentru că îi cunoșteam activitatea din piața universității și fusese cel mai tare din grupul celor patru de la Timișoara. Și întotdeauna o poziție corectă și tranșantă. Daniel Vighi, Popovici, nu știu, se pare că e în diplomație acum, nu l-am mai întâlnit nici la manifestațiile 20 de ani, în schimb cu Daniel Vighi ne-am întâlnit și el este foarte activ. Încă, practic, rămânând pe scena societății românești, singurul din cei patru, să spun așa, Doru Mihiț mai mult stând în Germania. Bun. Deci, în finalul martie, mă sună George Șerban într-o noapte și domnul Mărculescu, fost ziarist la România Liberă, și mă roagă dacă pot să-l ajut pe Miron Mitrea. Dar, de fapt, nu era vorba de Miron Mitrea neapărat, era vorba de un oarecare Cornescu, care era liderul șoferilor, sindicatului șoferilor la acel moment, să le organizeze un meeting pentru că vor să iasă în stradă. Era o nebunie, prima dată muncitorii vreau să iasă în stradă. Bineînțeles, n-am nimic împotrivă, le organizez și meeting-urile le organizam în perimetru, sau mai precis, în fața magazinului Unirea. Era o mare parcare la timpul respectiv, așa era configurat la momentul acela, și acolo se desfășurau meeting-urile. Sigur, puterea ne-a împins puțin din piața universității. Adică
lor nu le plăcea să audă că în piața universității sunt demonstrații. Și atunci, mă rog, ne-am prins undeva prin parcuri, noi ne-am acceptat și am ajuns la acest compromis pe platou din fața magazinului Onic. Și apare, într-adevăr, Milon Mitre la acest meeting. Acei șoferi scandează împreună cu ai noștri Jos Iliescu, fără comuniști, Jos FSN-ul, criminalii, cine a tras în noi după 22 și așa mai departe. Mitrea nu înțelege, vrea să le explice ceva, îi fac semn și îl trag puțin de pe tribună și spun, lasă-i în pace, Miloane, să scandeze, că aici e meeting, nu e la voi la sindicat, nu vezi că ai tăi strigă Jos Iliescu, lasă-i în pace să strige, nu te pui tu cu poporul că te aruncă jos de pe tribună. Pot să spun că am avut o colaborare bunuță cu ei, cu acest sindicat mare, cu forță la timpul respectiv, câteva săptămâni. După care a dat bogăția peste ei. La o vizită a mea în sediul lor am văzut o cameră plină de xeroxuri și n-am înțeles nimic. Și l-am întrebat pe Miron Mitrea, Miron, de unde a dat bogăție? Reacția lui a fost, eu mi-am rezolvat problema, indiferent cine iese, eu mi-am... Cum adică indiferent cine iese? Sigur, cei trei candidați îi știm. Rațiu, domnul Rațiu, Câmpeanu și Iliescu. Unul dintre ei pot să le spun domn, să-i spun domn, și acesta este domnul Ioan Rațiu. Celorlalți doi pot să le spun tovarășul Câmpeanu și tovarășul Iliescu, argumentat, fără niciun fel de problemă, din punctul meu de vedere, doi trădători. Doi informatori, doi colaboratori, doi ce vreți. Da? Ion Iliescu a coordonat activitatea securității în Iași, când a fost prim secretar, să știe că primul secretar subordona activitatea ofițerilor de securitate, al comandantului securității județului și așa mai departe. Lui se cerea o aprobare atunci când era acolat un membru de partid și așa mai departe. Sigur, caietele primilor secretari nu știm unde sunt și aici e o mare problemă. Vedeți, arhiva Partidului Comunist încă nu este desecretizată cu cei peste 2 milioane de informatori, precum a avut securitatea 2 milioane, a avut și partidul 2 milioane. Unde sunt informatorii partidului? Aceștia trebuie scoși afară și nu știu în ce măsură, prin legea lustrației, putem face un pic de curățenie și pe acest subiect. Câmpeanu, din punctul meu de vedere, un informator notoriu din anii 50, însurat, aranjat, plecat pe traseu stabilit de către securitate în Franța, cu doamna Câmpeanu care l-a așteptat și așa mai departe. Astea sunt probele și datele pe care eu le-am văzut și nu pot să... Iar faptele, din punctul meu de vedere, absolut mizerabile și din perioada pieții universității, și din toată activitatea lui și a unora din Partidul Național Liberal timp de 20 de ani. Fenomenul piața, așa arăta piața universității și așa arătau, bine, peste săptămână erau acele întâlniri zilnice cu diferite demonstrații, în fiecare 21 al lunii erau comemorări, puneam coroane, deci ianuarie, februarie, martie, aprilie. În 21 a fost un asemenea miting de comemorare organizat de către noi. În 22 dimineața era duminică și era mitingul organizat de noi la Unirii. De acolo se pleacă spre televiziune. În București mai erau două mitinguri la aceeași oră. Unul a Partidul Național Țărănesc, că începuse campania la aviatorilor. Și nu mai știu locația, nu mi-aduc aminte locația, dar parcă într-un parc era un miting a așa zisurilor formațiuni de centru, la timpul respectiv, care la fel erau în campanie și organizau o demonstrație. Asta în ce lună? 22 aprilie, precis, aprilie. Nu lună, ci zi și lună. Aș vrea să ne spuneți puțin cum s-au derulat evenimentele după data de 20 mai, care știm ce a reprezentat după... Bun. Cam așa arăta strada, așa arăta piața, cu, repet, cu demonstrații, cu întâlniri zilnice, cu proteste, cu pancarde, apariții de pancarde și așa mai departe, fiecare se manifesta în felul său. Nu neapărat existau lideri sau un lider care să coordoneze tot. Sigur, eram recunoscuți, Cutare este de la Alianța Poporului, Cutare este de la GDS, pentru că GDS-ul se înființase, dar nu prea se înființase în stradă, ei fiind mai mult la timpul respectiv, sigur, format din intelectual de stânga, ei s-au alipit și au venit în lupta noastră mai mult în perioada pieții universității. Nu știu dacă erau chiar de acord cu tot ce am făcut noi din ianuarie și până în aprilie. În 22 se blochează piața,
Astăzi știm precis fenomenul în piața universității pus în aplicare de către Frontul Salvării Naționale. Șandor a fost omul care a dat tonul, a dat planul, Silviu Crucan l-a aprobat, Iliescu și cu Roman și cu ceilalți au achesat la plan. Planul lor a fost că trebuie strânși acești nebuni, care s-ar putea ca în campanie să plece cu banii de la Rațiu și de la Câmpean prin toată țara, cu afișe, cu propagandă, cu așa, și să nu putem să le punem sare pe coadă la toți acești iepuri. Scris, spus plastic. Adică, ce înseamnă? Sigur că oamenii care erau activi erau dispuși să plece în campanie. Nu eram scris în niciun partid. De fapt, nici acolo. Dar, sigur că aveam simpatie față de Ion Rațiu. Nu știu dacă Ion Rațiu mi-ar fi zis. Ion Rațiu, care a venit și a vorbit la mitingul, cred, din 7 aprilie 1990, din Piața Unirii, m-au rugat, a venit cineva și mi-a zis dacă accep să vină Ion Rațiu să vorbească. Și a venit săracul bătrân de la PNC pe jos, până mi-am aminte cu 200 de oameni după el. Văd și acum, de pe tribuna din fața magazinului Unirea, cu privind pe bulevard spre Cocor, spre, e panta aia acolo, și cum venea lumea cu domnul Rațiu în frunte ca să vorbească la cei 1000 și ceva de oameni care erau adunați în fața magazinului. N-aveam de ce să nu-l las să vorbească, mi se pare o chestiune de bun simț să-l las un candidat să vorbească, chiar dacă nu eram partid de... A fost o mare greșeală și o chestiune care a prins, din păcate, dar o greșeală noastră, scandând în piața universității, nu suntem partid. Nu trebuia să fim cu toți împreună, nu conta că e societate civilă sau partid, era important ca cei care prevase puterea prin lovitura pe care au dat-o Revoluției, după 22 decembrie, ucigând peste 1000 de oameni, alte câteva mii de răniți și reținuți, deci toată diversiunea aceea mizerabilă, să-i aruncăm la lada de glumea istoriei. Atunci era extraordinar. Din păcate, repet, ei erau la putere, ei aveau toți banii din Fondul Libertate cu care manipulau, plăteau și manipulau mase de oameni, da? Din acest Fond Libertate, în opinia mea, s-a plătit până în 1990, în octombrie, tot ce a însemnat mineriadă, mineri ținuți la București până în august. Până în august au fost ținuți peste 1000 de mineri la București, deci au rămas din iunie până în august, în unități militare. Și toate matrapazlăcurile pe care le-au făcut, luând bani din coșul vădului. Deci acei bani, muncitorii, intelectualii, studenții, tinerii, copiii, fondurile PCR-ului, UTC-ului, șoimilor patriei și așa mai departe, au fost vărsate aici. Bani foarte mulți. Necontabilizați și nimeni nu știe câți au fost, cât au cheltuit, de-abia din octombrie 90 încep să apară primele evidențe. Sigur, repet, probabil că niciodată nu o să știm câți bani au furat din coșul vădului pentru a se menține la putere Partidul Comunist și al Unirii. Așa s-a lansat piața universității, n-am știut, habar n-am avut la timpul respectiv. Mi s-a părut o chestiune formidabilă, uite, domne, vine lumea, vin cei de la Sahia și filmează, deja dădeau o chestie așa de oficial, faptul că erau carele acolo seara și reflectoare și așa mai departe. Apar în prima secvență din balcon, eu ies împreună cu Marian Munteanu și la rândul nostru aveam 2-3 băieți de încredere, erau și lângă noi în balcon, există acea poză. El iese cu Victorie, eu cu semnul Libertate. Mie îmi plăcea să deturnez scandalul Victorie și le spunea Victorie, am avut în 77, în 18, în 44, la Liber n-am fost niciodată, vreau Libertate. Și mi se părea o chestie așa. Lumea asculta și îi plăcea să scandeze Libertate și am schimbat cumva semnul din Victorie în Libertate, neavând nicio legătură cu Cernacu sau cu Păunescu sau cu... Ba din contră, eu opunându-mă, deși mi s-au propus de nenumărate ori să accept venirea lui Păunescu în piața universității, am spus nu, nu are ce căuta, sub nicio formă nu sunt de acord. Deci nu vreau să fac niciun fel de compromis. Spuneau, domnule, va fi omul care va reanima, va readuce lume, va... Nu, era compromis din punctul meu de vedere și așa spun și acum, nu regret că nu am acceptat. Până la 20 mai, punct 8, principala revendicare a pieței universității.
Și de fapt rămasă din 22 decembrie, de fapt rămasă din 17 decembrie atunci, ca să ne înțelegem bine, fără comuniști. Aici apar negocierile, pe toată durata acelei luni de demonstrații, 22-24, pentru că două zile rezistăm fără balcon. Nici azi nu știu, balconul a fost deschis cam la modul următor. Undeva după masă, după o ultimă altercație cu niște jandarmi și nu puțin de trei autobuze care dusese la Colțea și m-am repezit în ei și, mă rog, până la urmă i-am barcat ofițerul respectiv după ce i-am înjurat și am făcut puțin teatru, de ce nu. Nu singur, ajutat și de și fete și băieți de vârsta mea la timpul respectiv, 20 ceva de ani, i-am barcat ofițerul respectiv, au plecat și în momentul ăla chiar am zis gata. A terminat, suntem liberi, aici e zonă liberă și nu mai vine nimeni peste noi. Începuse să apară oamenii relaxați cu acea emblemă, nu, de golan, pe care eticheta pe care ne-o pusese Iliescu undeva în jurul prânzului. Apăreau și chiar la lesă cățelul și îi punea și pusese și cățelului golan la gât. Și era un moment de relaxare, așa, de te simțeai liber acolo. Era o chestie formidabilă. Deși, practic, era într-un țarc, nu? Că ne îngredesem singur cu niște sfoară, te simțeai liber. Probabil că era zona noastră, probabil că era zona unde se murise. Ne simțeam acasă. Un sentiment pe care l-am trăit. Asta este. Cine a fost acolo poate să îi firme sau să confirme ceea ce spun eu acum. Și eram împreună cu 5-6 colegi și la un moment dat văd balcon. Am ochi să îi ridic, să nu mai primesc doar oamenii și caldarâmul, dar să ridic și eu capul. Adică în capul am văzut balconul și am spus, doamne, ce mișto, am spus de la timpul respectiv, să era jargonul care am văzut, ar fi să vorbim din acel balcon. Pe data de? 24, orele 16, 15:30, 16. N-am stat prea mult de gând, pe gând. Am mers în universitate, însoțit de cei 4, 5, 6 oameni care erau în jur. Și care au auzit acest lucru. Și am dat peste o doamnă, femeie de servici, minionă, o am și acum în ochi, speriată săracul când ne-a văzut că intrăm, intră niște nebuni care întreabă unde e intrarea în balcon, pe unde se intră în balcon. Ea drăguță ne-a zis, păi vă duc la, nu mai rețin, repet, etajul 1 sau 2, la cineva din conducere ca să vorbiți. Am mers, am vorbit, nu mă întrebați cu cine, din nou, habar n-am nici fizionomie și nici nume. Cert este că în jurul orelor 18 am ieșit cu Marian Munteanu, e prima apariție în balcon, așa cum vă spun, și există poza aceea, după care apare stația. Ulterior am aflat și eu că era pregătită și întreb. Ei au venit pe scenariul meu, adică le-am dat ideea cu balconul, sau era pregătită și varianta balconului și doar Mărie și-a anticipat-o și a ajuns în balcon, poate mai repede, cu o zi sau cu o oră decât planificase azi. Deci nu vreau să-mi arunc niciun merit, doar aș vrea să știu și eu dacă le-am dat ideea și ei au folosit-o, sau am anticipat-o și am ieșit mai repede, precum am făcut în 22 când am intrat pe geam, în loc să intru pe ușă în comedie de genul. Asta așa ca și comparație. Eu am rămas 52 de zile în piața universității, lucru care nu pot spune niciunul din așa zici lideri ai pieței universității. Ei au plecat din diferite motive. Unii au căzut în disgrație, alții au plecat ca așa au vrut sau așa li s-a trasat. Este indiferent cum au plecat, e problema lor, ei să răspundă, eu n-am de răspuns, eu am rămas 52 de zile în piața universității, nu m-a lungat nimeni de acolo. Nu spun că n-am fost denigrat, nu spun că nu mi s-au inventat fel și fel de funcții prin miliție, prin securitate și prin alte prostii, deși se vedea și după față, și după tinerețe, și după modul de comportare, și după discursul pe care l-aveam simplu și venit de pe iarbă, pentru că jucam fotbal și atât puteam la momentul respectiv și eu știu limitele și n-am
N-am nicio reținere să spun și azi după 20 de ani că de alt, nu sunt decât un copil de țărean cu 12 clase, punct, și atât. Nu știu ce caut eu. Aici, pe București, le-am spus la Timișoara acum cu decernare, cu ocazia decernării premiului Speranța, pe care l-am primit din partea societății Timișoara în an jubiliar 20 de ani. Ce caut eu în pleiada de personalități care au primit acest premiu de-a lungul timpului și mă refer la regele Mihai Coposu, bătrânul Coposu, eu știu, doamne ca Blandiana sau Monica Macovei sau Monica Lovinescu, nu înțeleg ce caut eu în pleiada asta și le-am spus o singură explicație. Probabil că m-a simțit de-al vostru. Altă explicație n-am. Bun. M-a întrebat ce s-a întâmplat după 20 mai. 20 mai Ion Iliescu câștigă prin fraudă puterea. Și spun ei că se legitimează. Din punctul meu de vedere, nu se legitimează cu nimic. Este o fraudă, o păcăleală și o minciună continuă din începând cu după masa de 22 decembrie și până în data de 20 mai. Din 21 deja încep presiunile de retragere din piața universitară. Presiuni care apar de la prieteni, la care eu nu mă așteptam ca să-mi propună vreodată că trebuie să abandonăm lupta, pentru că era, de fapt, un abandon al luptei noastre. Din punctul meu de vedere, 20 mai nu reprezintă nimic. Era 20 mai, bun, erau alegeri. Și dacă erau alegeri, ce? Cine recunoștea pe Ion Iliescu și acea gașcă din FSN care organiza alegeri? Eu nu. Pentru mine erau simpli cetățeni, precum le spusese Ceaușescu în 25%. Deci, nu, din punctul meu de vedere, nu aveau absolut nici o legitimitate, niște criminali, și o spun și o repet, niște criminali. Da? Azi pot să vorbesc și când spun criminali, vine să vă deschid dulapurile astea și vă arăt probe. Azi pot să vorbesc pe probe. Atunci nu aveam probe, dar o spunem același lucru. Care au ucis peste 1000 de oameni, au creat diversiune și așa mai departe. Și au deturnat toată revoluția noastră anticomunistă, preluând puterea eșalonului. Băi, stați puțin, ce vreți? Cum adică să ne retragem? Am câștigat ceva? S-a aplicat punctul 8 de la Timișoara? S-a hotărât prin o ordonanță de guvern de o televiziune liberă? Nu? Că ceream televiziune liberă, nu? Ce am obținut? Presiunile a doua zi mai mari. S-a organizat o dezbatere la să zic amfiteatru, la arhitectură. Aveam aminte, era o masă rotundă, imensă, am găsit-o plină, am intrat și se făceau prezentările, spunea dânsul, psiholog, sociolog, tare, profesor, personalități. Toată lumea dezbătea dacă e bine să plecăm sau să nu plecăm din piața universității. N-am înțeles de ce trebuia pusă problema asta. N-am înțeles de unde s-a născut, eram prea copil, nu aveam, nu știam toată șulfăraia asta, ca să mai folosesc un jargon, dar asta e din politică, nu? Din politică, nu neapărat din politica românească a anilor 90. Și mi-am permis, pentru că am avut, sau începusem să am de acum un ascendent asupra unora de acolo, să iau cuvântul și să-l întreb pe unul dintre sociologi, domnule, spune-mi, te rog frumos, cum gândești dumneata? Nu-l cunoșteam, nu-l văsem în viața mea, nu i-am reținut numele, nu știu, dar bănuie că n-au distrus toți, nu sunt atât de nebun să distrugă toate filmările din acea perioadă. Și erau două, trei camere care filmau acest întâlnit. Spune-mi, te rog frumos, cum vezi dumneata această... Și omul a spus următoarea chestie. Dom'le, dacă merg o dată pe lună, pe an, la mormânt, cu o floare și cu o lumânare la tata, mi-aduc aminte o dată pe an de el. Dacă mă duc o dată pe lună, mi-aduc o dată pe lună aminte. Dacă mă duc o dată pe săptămână, o dată pe săptămână, iar dacă mă duc zilnic, îmi aduc aminte zilnic de tata, că e mort. Și merg să pun o floare și o lumânare în memorial. Cum se punea problema? Ne retragem din piață și venim din joi în joi. Adică joia facem demonstrații în piață și susținem punctul 8, susținem ce vreți voi, dar nu mai ținem piața ocupată și din joi în joi. Întreruperea luptei mie mi se părea trădar. Nu știam să folosesc alt cuvânt atunci, decât le spuneam trădător.
atât mă ducea pe mine, și puteam eu să, atât aveam un vocabular la momentul respectiv, să, cuvântul trădare. Și eticheta de trădător celor care vreau să abandoneze lupta. Bun. Și îmi răspund eu. Sau îl întreb, după ce el îmi dă, îmi face acest, îmi dă acest exemplu, îl întreb, și dumneavoastră ce părere aveți? Este bine să sau nu? La care omul spune, domnule, repet, odată pe an, odată pe an, odată pe zi, odată pe zi. N-a avut omul putere, proate, să spună mai mult, să zică, domnule, nu e bine să plecați. M-a ridicat în picioare, a spus, fraților, punct, Măriești nu pleacă din piață. Nici nu mai am ce stai aici, că ne așteaptă oameni așa. Și am plecat. Lucrul pe care l-am făcut, n-am plecat din piață până în 13. Toate acuzele, că n-am plecat, că de ce n-am plecat, dacă s-au făcut jocul sau nu s-au făcut jocul în perioada respectivă, din punctul meu de vedere, mă lasă rece. Nu există nicio probă, n-am fost a nimănui, nu sunt nici azi după 20 de ani nimănui. Așa am considerat eu că nu trebuie lăsați cei care erau în greva foamei și care erau de acum unii dintre ei fanatizați. Nu i-am băgat de un greva foamei? Din păcate, aici o mare contribuție are GDS-ul, ei au participat, personalități din GDS care i-au adus și i-au susținut și i-au promovat și le-au adus corturi de la bătrânul Rațiu, de la ei, de unde Dumnezeu le-a adus, că eu n-am fost de acord nici cu corturile. Nu aveau ce căuta acele corturi în piața universității, pentru că în ele s-au produs unele nenorociri. Adică au profitat, eu înțeleg, aduci un cort, să lași o cafea, să lași o haină, să lași o umbrelă că plouă, pentru că nu a fost o demonstrație de o zi, a fost o demonstrație de 52 de zile. Dar de aici aș spune să dormi în corturi, corturi în care ei au profitat și au băgat bâte, de exemplu, Dan Iosif a trimis bâte în corturi și am aflat într-o seară și au mers băieții de aici de la 21 și le-au furat și le-au dus aici în port ca să le iau de aici. Le-am spus, bă, luați-le, duceți-le unde dracului îți duce, dar să dispară de aici. Vin ăștia, zice că sunt ale noastre, eu ne le-am băgat. Deci fel și fel de mizerii, de diversiuni și de... Sigur că se ducea o sticlă de băutură în cort, sigur că era posibil orice. 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 Eu nu aveam nevoie de denigrare acelor oameni care veneau în piață. Da? Acei oameni care veneau pentru 2 ore, 3 ore seara, nu veneau, veneau și plecau. Sigur că trebuia să fie cineva care să țină acolo gardul. Să țină acolo sfoara ca să existe acea zonă liberă, să facă de gardă la acea zonă liberă de neocomuniști. Sigur că acolo au fost și oameni care mâncau semințe și bișnițarii informatori trimiși de către Iliescu și Gașca, da? Ca să iau informații de către miliție. Toate zdrențele poliției erau acolo, da? Erau și oameni de bună credință, erau și oameni fără căpătâi, erau și oameni flămânzi, care, boschetari, care n-aveau unde să doarmă, da? Și erau și fanatici. Deci erau de toate categoriile. Dimineața la 3, la 4, trebuia să-i pun să măture, pentru că spuneam, domnule, se face dimineața, trece lumea prin piață și dacă vede mizeria de aici, a rămasă după 10.000 de oameni, nu e în regulă să spune, uite ce mizerie stau. Au dreptate la televizor când spune că acolo e promiscuitate. Și inventam măturaie din nuiele sau din ce inventam, da, și măturam caldarâm. Sigur că erau și hoți de buzunare care spuneai, domnule, mă duc să fur ca să aduc. Este incredibil ce vă spun. Cum să fur? Ia de 50 de lei, du-te cumpără țigări. Sau du-te și cumpărați-i pe cafea. Sunteți nebuni? Vreau să vă spun că unii dintre ei poate au fost mai de bună credință decât marii intelectuali ai României. Adică ăia erau capabili să se bată noaptea cu slugile lui Dan Iosif pe care le trimitea. Și vă dau un singur exemplu. Într-o noapte, la ora 3, a venit o padromă de pe Batiștei să atace, să intre în perimetrul pieții universității. O fadromă, îți dai seama. Nu mai era tancă acum, era o fadromă. Un șofer care i-a dus de băut, i-a dus o sticlă de vodcă, două sticle de vodcă și venea de nebun la 3 dimineața cu fadroma pe... Dai seama ce zgomot făcea aia în liniștea aia nopții, ce agitație, ce panică a creat în rândul nostru. Ei, băieții aceștia de care vă spun, fără căpătâi, erau dispuși noaptea să se bage sub ea și să o oprească pe post de sabot la tren. Mari intelectuali dormeau la ora 3 dimineața. Așa s-a ținut piața universității. Mari lideri ai balconului dormeau la ceva. Își luau
aplauzele și, și lacrimile celor de jos care îi plângeau că vai de mine ce pericol sunt și să retrăgeau acasă cu doamna de braț. Alții rămâneau toată noaptea. Pentru că abia noaptea era greu, nu seara când erau 10.000. Acolo erau aplauzele și frumusețea pieții. Ca să menții acea zonă, mai ales după 20 mai, când toată lumea era aruncați de acolo, da? Că până la 20 mai nu era problemă. Lăsa să stea acolo, să nu pleacă, să nu plece prin campanie, prin țară, că nu putem să umblăm după ei. Și s-ar putea să nu mai luăm 66%, s-ar putea să luăm numai 50%. Nu se punea problema de Iliescu, se punea problema de partid, de nu uitați totuși, FSN-ul n-a avut decât 66%, n-a avut 80%. Deci ceva, ceva românii în câteva luni să treziți. Deci v-am adus doar câteva argumente din motive, sau motive pentru care nu am plecat din piață. Principal au fost acei oameni de greva foame care erau acolo și care nu mai vreau să cedeze și nu vreau să pleci. Eu până în 20 mai n-am fost de acord să le duc o lămâie. Pentru că n-am vrut să-i încurajez. Poate că este unul dintre blestemele pentru care a făcut atâta greva foamei după aia. N-am vrut să-i încurajeze și îmi dădeam seama ce pericol să-i spun. Îi vedeam cum se degradează. Îi vedeam pe unii că o iau raznă. Vorbeai cu el astăzi și mâine nu mai ține minte ce ai vorbit cu el. Acum înțeleg ce înseamnă să nu mai ții minte. Spuneți-ne puțin despre evenimentele dinaintea zilei de 13, dinaintea zilei de 13 iunie. Păi pe data de... Tot am încercat dialog. S-a încercat, s-a transmis pe diferite canale, să avem un dialog. Presiunile erau absolut mizerabile, informatorii se înmulțise, diversiunile noaptea se înmulțise, era o presiune formidabilă. Și în data de 11 am ajuns la o înțelegere cu ei, să mergem la un dialog. Mai eram trei formațiuni în piață, Alianța Poporului, Asociația 1 Decembrie și Forumul Antitotalitar Român. Oficial erau singurii președinți de asociații care rămăseseră acolo și care, cu excepția mea președinte, eu nu eram președinte, eram vicepreședintele Alianței Poporului, dar sigur nu se dezisese nici președintele Alianței, fiertat Cornel Pantelie, a murit băiatul ăsta acolo câțiva ani, nu s-a dezis de acțiunea Alianței. Mai precis, în 22 aprilie, după intervenția forțelor, pe 24 dimineața au intrat din nou milițienii, cei care au rămas peste noapte acolo, erau și câteva măicuțe, am venit 24 aprilie? 24 aprilie, da. Așa. Eu am venit la Alianță și am spus în acest moment să ia pancarta să și piață și am fost primii care ne-am afișat public, mm-hmm. Adică ne-am ieșit cu pancarta în piața Universității mei și Senime. Era grupuri, da? Erau oamenii lui Dincă, oamenii lui Mărieș, oamenii lui Munteanu, nu se știa că nu exista Maria Munteanu. Maria Munteanu a fost inventat o țară mai târziu. El nu exista lider până la acel moment. Nu exista ca lider, nu știa nimeni, eu cel puțin nu l-am cunoscut. Eu l-am cunoscut când am ieșit în Balbă. Nica Leon, la fel, care s-a aclamat, s-a spus că a fost unul din liderii piaței universității, era lider a, să zic, a opiniei celor din piața universității în Parlament. Pentru că el era reprezentantul unui partid care făcea parte din acel Parlament, Dumnezeu știu cum, ilegitim din punctul meu de vedere, construit cu 50-100 de partide mici și un mare care era fostul PCR, nu?